Hei, ce faceți? Sunt Pisica și bine v-am regăsit cu un nou haul. Astăzi o să deschidem împreună, mă rog, l-am deschis deja, o să deschidem împreună ultimul meu colet de pe Shein pe care l-am luat. N-am mai făcut de foarte multă vreme un haul. Cred că de vreo 3 luni n-am mai făcut un haul pentru că nu prea m-am mai luat în ultima vreme haine de pe Shein, dar vreau să mai dau o comandă după asta, adică am făcut o mică pauză, dar o să revin și o să mai fac hauluri. De data aceasta mi-am luat câteva seturi de lingerie, două rochițe special pentru TikTok, în care vreau să fac live-uri și TikTok-uri în ele. Sunt niște rochii pe care nu le-aș purta niciodată pe stradă. Sunt efectiv rochii luate special pentru TikTok și mi-am luat și două o rochie și un fel de sarafan fustiță, care alea sunt pentru stradă. Să nu ne mai lungim atât și să vă arăt ce am luat. Prima chestie pe care am pus mâna este una din rochile pe care le-am luat pentru TikTok și mi-a plăcut foarte mult, dar este un pic cam mic. Am văzut că mi-am luat S și de fapt îmi trebuia un M. Mi-e cam mică, din păcate, dar mă rog, ca să fac niște TikTok-uri în ea este ok. Este frumoasă, este exact ca pe site, vine bine, dar e mult prea scurtă pentru mine, care am 1.60 și este mult prea decoltată, pur și simplu nu-mi stă pe mine și la spate arată așa, dar este foarte mișto. Și cred că o să mai iau una pe negru, de data asta M, pentru că S-ul nu-mi vine, dar it was nice pentru live-uri pe TikTok și TikTok-uri, it's pretty good. Următorul lucru este ceva ce efectiv ador. Cred că asta este preferata mea din tot ce am luat aici, din chestiile de purtat afară. Este un fel de fustă sarafan. Mai am o chestie foarte similară cu asta pe care am luat-o anul trecut, dar este alb cu negru, mă rog, alb-negru-gri. Și data asta am luat-o pe roz. Este efectiv o fustiță cu bretele, care se poartă cu bluză sau cu plovuri pe dedesubt. Și este adorable și este chiar o măsură care vine foarte bine și ca lungime și ca lățime, este fix măsura mea și efectiv o ador. Îmi place foarte mult sarafanul ăsta. Ce mi-am mai luat? Stați să vă mai arăt și din chestiile mai picante. Mi-am mai luat asta e tot rochea pentru TikTok. Cealaltă rochie pentru TikTok este albastrul acesta și îmi place mai mult decât cealaltă pentru că este chiar măsura mea și îmi vine bine. Are decolteu și are aici un spațiu gol și asta se poate lega, deci un cerc aici, are niște chestii din astea care se pot lega fie aici, fie după gât. Pe modelul de pe Shein am văzut că era prins după gât, dar eu în realitate mi le-am prins aici pentru că pe moment nu mi-am dat seama că se pot prinde și după gât. Deci da, îmi place foarte mult rocheaia, mai mult decât cea albă. O să fac niște TikTok-uri bombă în ea. Moving on. Mai am un costum de școlăriță pe care mi l-am luat. Mai am câteva costume de școlăriță, cred că e al treilea pe care l-am, dar ăsta este ușor diferit de cele pe care le am până acum și am zis să încerc. Și conține așa, o bluză albă. Asta îmi vine foarte bine ca și măsură. Deci are o bluză albă, mă rog, it's not the best material, but who cares. O fustă care are niște bretele care se pun fie în X, fie se pot pune normal, gen pe ambele părți. Are niște chiloți albi pe care nu-i scot că sunt pur și simplu banali și are cravata asta care se reglează la gât. Ce nu-mi place la costumul ăsta este că pe site scria că are și dress plasă negru, gen o plasă neagră și nu mi-a venit chestia asta. Și nu știu dacă au scris ei prost sau dacă pur și simplu nu mi-a venit mie în colet. Da, nu știu, nu o să fac nimic about it. Mai am alte plase negre în casă, nu trebuie să-mi dea ăștia, dar da, nu-mi place chestia asta. Și nu îmi place că are foarte multe piese. Am stat și m-am gândit zilele astăzi, de fapt ieri și astăzi, și mi-am dat seama că
având atât de multe costume, pot foarte ușor să pierd bucăți din ele. Adică, da, costumul ăsta de școlăriță s-a făcut din chiloți, fustă, bluză, cravată și o grămadă din costumele pe care le am conțin la fel foarte multe piese și e foarte ușor să le pierzi. Eu îmi țin toate costumașele astea în punguțele astea de la Shein sau dacă le iau din altă parte, tot le țin în cutiuța originală în care au venit special ca să nu le pierd, pentru că sunt foarte ușor de pierdut. Următoarea chestie este un costum dintr-o singură piesă pe care îl ador, un costum de menajeră, chiar dacă poate nu pare așa la prima vedere, îl ador efectiv. Îmi place foarte mult și are o singură piesă, adică e o rochiță foarte mișto, în care la fel o să fac TikTok-uri pentru că e destul de decentă. E o rochiță care are sutien și pe la în jurul gâtului se leagă astea două și arată foarte bine. Și rochița asta este cu spatele gol și are și o cordeluță, mă rog, practic două piese, dar mă rog, e rochea și cu ceva pe cap. Asta îmi place super, super mult, efectiv o ador. Ce mai am? Și mai am două lucruri pe care nu vi le-am arătat încă, și anume lenjeria aceasta, care are niște culori foarte mișto și îmi place mult, din chiar it's very nice, sunt niște culori așa mai fosforescente și are un fel de fustiță. Deci are chestia asta care se pune în talie, care arată super bine și surprinzător îmi vine foarte bine cu culorile astea. Mi-am făcut deja poze în ele, așa, câteva prin casă. Are chiloți, care au chestia asta albă. De obicei nu vin așa chiloți și nu pot să zic că îmi place asta. Din asta chiar ar fi fost mai ok să fie transparent. Dar na. Și sutien, care e puțin cam mare și la fel am chestiile astea de picioare, deci astea trei chestii pe un picior, încă trei barete de astea pe un picior și costumașul ăsta mai are și asta de pus la gât. Și îmi place foarte mult, chiar îmi stă foarte bine cu culori din astea fosforescente, nu cred că mai am ceva fosforescent. Sau de fapt, da, nu mai am nimic care să fie chiar atât de fosforescent ca astea. Vine bine chiar și pe piele bronzată, adică nu a mea, dar pe piele altora vine bine. Și ultima chestie pe care am luat-o este o rochie de ieșit afară, dar care are un material cam prost. Este foarte drăguță și, nu știu, it's nice, it's very cute and simple, dar am pus mâna pe ea într-un anumit fel pentru că nu-mi dădeam seama care-i fața și care-i spatele clar. Și aproape mi s-a descusut în timp ce am atins-o, gen, e un material foarte prost și stă la orice secundă să se descoasă, dar e frumoasă și îmi vine bine ca măsură, este așa, dreaptă, mă rog, mulată și are și o curea, care stă foarte bine cu ea. La fel, rochea asta o suport cu o bluză pe dedesubt, ceva cu mânecă lungă, pentru că totuși e un material mai de iarnă și nu pot să ies chiar așa, gen, da, rochea asta e făcută să meargă cu o bluză albă pe dedesubt sau cu o bluză neagră, dar cred că alb este cel mai bine ca să meargă cu cureaua. Nu am bluze albe, dar probabil o să-mi cumpăr ca să pot să port rochea asta. Și cureaua îmi place, că are un sistem din asta, de se bagă așa și după chestia asta se introduce aici, gen, nu e o curea clasică și îmi place foarte mult chestia asta și îmi place că, gen, poți să ți-o pui și nu-ți trebuie găici, pentru că chestia asta stă prin interior. Mă rog, nu știu dacă înțelegeți ce zic, dar eu am vrut să vă zic. Cam acestea sunt lucrurile pe care mi le-am luat de data asta. Deja mi-am pus la favorite câteva chestii pe care vreau să le cumpăr în comanda viitoare de pe Shein. Și da, nu știu ce să vă mai zic. Dați-mi follow dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez. Vă pup și ne vedem data viitoare!